2010, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, stabilește foarte clar, în cuprinsul articolului 26, modul de constituire a birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București. Astfel, biroul electoral de circumscripție este format din președinte, un locțitor al acestuia și din 9 reprezentanți ai partidelor politice care participă la alegeri în circumscripția electorală respectivă. Desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și al locțitorului acestuia se face în ședință publică de către președintele tribunalului prin tragere la sorți dintre magistrații și ceilalți juriști care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și care nu fac parte din niciun partid politic. Desemnarea reprezentanților partidelor politice se face din rândul partidelor comunicate de către partidele politice în ordinea menționată în comunicarea respectivă. Așadar, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, nu au nicio atribuție în acest sens. Ministerul Afacerilor Interne asigură doar măsuri de protecție a sediilor, secțiilor de votare și a transporturilor, materialelor electorale către prefecturi, către depozite și către secțiile de votare, conform legii, lucru pe care l-am efectuat, n-am avut incidente, prin toate prefecturile din țară. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne asigură paza și ordinea și în proximitatea sediilor, secțiilor de vot și în același timp intervine atunci când sunt fapte care denotă intervenția noastră pentru a asigura un climat de ordine și disciplină. Pentru a combate cât mai multe contravenții și infracțiuni, am aplicat aceeași metodă pe care am aplicat-o la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut. Astfel, de la nivelul Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne, am organizat 10 echipe care s-au deplasat în țară, supraveghend câte 4 județe fiecare, astfel încât toți cei care nu își îndeplineau misiunile să fie evaluați și controlați în cel mai scurt timp. Totodată, de la nivel central, au fost trimiși în teritoriu 82 de monitori în fiecare județ, câte 2, și în municipiul București, astfel încât să supravegheze, să coordoneze și să îndrume activitatea la nivel local. Am organizat 700 de zone speciale pentru siguranță publică, în funcție de 4 criterii: istoricul localităților respective în domeniul electoral, flotanții înregistrați în respectivele zone, evenimentele înregistrate de-a lungul timpului și datele pe care le aveam din surse deschise sau din cadrul Ministerului Afacerilor Interne despre posibile intenții ilegale. Așadar, am fost la datorie, am organizat procesul electoral în cele mai bune condiții, în toate atribuțiile pe care le-am avut în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Am avut 1128 de evenimente sesizate, 461 neconfirmate și am întocmit și am trimis spre parchete 279 de dosare penale. Cu privire la evenimentele de ieri și de alaltăieri, vreau să vă spun că primul eveniment a fost înregistrat la Ministerul Afacerilor Interne în baza unei sesizări la 112. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a înaintat spre parchetul din cadrul sectorului 1 acest dosar la care lucrează 2 procurori împreună cu colegii din Ministerul Afacerilor Interne și din cele 473 de procese verbale, 7 din ele sunt analizate, iar 23 de persoane
care au semnat respectivele 7 procese verbale din partea tuturor partidelor, precizez, vor fi audiate, având în vedere că aceste procese verbale pot fi analizate vis-a-vis de corectitudinea completărilor. În urma imaginilor publicate aseară în mass media, ne-am autosesizat și în prezent, așa cum ați văzut, în urma declarațiilor făcute de către parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1, se fac cercetări. La ora 12 au fost declarațiile unde colegii noștri din parchet au prezentat detaliile și cu siguranță concluziile vor fi aduse la cunoștința opiniei publice în cel mai scurt timp.